Astăzi vă invit în lumea dansului să vedeți ce înseamnă dansul, muzică, costume, lumini, transpirație în sala de repetiție. Apropo de repetiție, trebuie să ajung urgent la repetiție, dar vă invit și pe dumneavoastră alături de mine să vedeți ce înseamnă o zi în lumea de Sky. Dansul? Dansul există în fiecare dintre noi. Trebuie doar să-l scoatem afară. Chiar dacă un copil nu știe, n-a văzut niciodată un dans, când aude o muzică, datorită unui impuls interior, începe să danseze. Dansul înseamnă dinamism, dansul înseamnă repaus, dansul înseamnă expresivitate. Toate acestea trebuie făcute în așa fel încât publicul să înțeleagă tematica pe care noi vrem să o exprimăm prin dansul pe care noi îl facem pe scenă. Dansul este viața mea, dansul este familia mea, pentru că și familia mea dansează. Bine ați venit în casa mea. Asta este a doua mea casă. Aici îmi petrec aproape 8-10 ore pe zi. Aici este unde îmi fac eu creațiile mele, unde fac repetițiile cu dansatorii. Iar acest dulap este un dulap de suflet, un dulap unde am strâns pe parcursul anilor foarte multe premii, foarte multe distincții la concursuri și la diverse spectacole la care am participat cu trupa The Sky. Aici avem o diplomă de la un festival din Fichițano, în care am participat alături de 64 de țări, unde am câștigat locul întâi, un trofeu care se numește Delfinul de Argint, este mai sus acolo. Noi îi spunem Rechinul de Argint, așa l-am adoptat în cadrul echipei. Avem foarte multe trofee de la festivalurile de dans studențesc, unde am participat cu trupa, și în afară de faptul că am luat premii întâi și trofeele festivalurilor, am câștigat și simpatia publicului, pentru că avem foarte multe distincții de popularitate. În 99 și în 2001 am fost în Coreea, unde am lucrat ca coreograf de dans modern și dansator. Acolo am reușit să acumulez foarte multe cunoștințe din ceea ce privește entertainment-ul pentru publicul larg, pentru că acolo am învățat să fac și clown, unde am lucrat câțiva ani, am lucrat ca clown pentru petreceri de copii. Acolo am învățat să merg pe catalogi, acolo am învățat să fac show-uri cu flăcări, acolo am învățat ce înseamnă, ce se ascunde în spatele unui spectacol, ce îți trebuie pentru a realiza un spectacol de o mare anvergură, cum noi după asta am realizat aici cu trupa de Dance the Sky o Dance History și Santa's Last Dancer, dar aș putea să vă spun foarte multe lucruri despre ceea ce înseamnă The Sky, dar aș vrea să vă arăt, pentru că deja îmi sosesc dansatorii și trebuie să încep repetiția. Haideți! Hai! Bună! Bine ați venit! Bună! 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 Ne schimbăm în haine de repetiție prima dată. Haide! Haideți un pic ca să vorbim ceva. Ok, hai. Faceți un cerc așa ca să vă pot vedea pe toți.
Faceți, nu vă îngrămădiți. Așa. Bun. Cum am zis și data trecută, vreau să facem un spectacol ăla cu măști. Am zis că am vorbit deja cu doi care o să bată la tobe, un saxofonist și unul cu trompetă. Ăștia doi o să cânte până la un moment dat. Știi? Mergem pe stradă, de exemplu, sau în locația în care suntem și la un moment dat cânt o melodie. Și fiecare se mișcă în caracterul lui, cum am zis. Știi? Fiecare o să aibă un alt caracter și chiar aș vrea aici, mi-ar place dacă fiecare dintre voi și-ar găsi un caracter. Voi cam știți costumul pe care le avem noi. Dar nu neapărat să ne folosim doar cu costumele mele, pentru că toți veți avea o mască care va fi pictată, cum am zis, cu steluții. Ei sunt a doua mea familie. Împreună trecem peste toate momentele importante. De multe ori, majoritatea revelioană din ultima perioadă i-am petrecut cu ei. Cu ei am servit șampane de revelion și, cum se spune, că ceea ce faci în prima zi, așa o să faci tot anul. Și de aia noi tot timpul anului suntem împreună, pierdem și în același timp câștigăm foarte mult timp împreună, pentru că suntem ca o familie, aici ne întâlnim, aici ne sfătuim, aici ne doare ceva, aici ne mângâie cineva. Hai să ne luăm măștile și să ghidăm niște chestii, niște elemente, știi, pe care le putem face. Da, 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 pune măștile, da. Aveți tot? Eu aș vrea să fim niște personaje abstracte, nu neapărat niște personaje reale, adică Superman, Zorro, din alea. O chestie în care lumea să nu-și dea seama ce caracter ești. Nu vreau neapărat cea Chaplin. Da, da, da. O chestie abstractă, ambiguă, neagră. Hai să mergem puțin mai în spate. Începem o chestie cu parteneri și facem doi parteneri, după aia ne grupăm câte patru. Hai, grupați-vă așa și după aceea ne strângem. Și toți ne uităm la dreapta, toți ne uităm în stânga, apoi ne ducem spre înainte, mergem spre în spate, știi? Dar asta după ce legăm tot grupul, știi? Că am făcut perechi, după aia patru și hai să ne grupăm câte patru. Hai, voi, uite, voi patru, voi patru, voi patru, voi patru, după aia vă grupați grupul ăsta, vă grupați acolo și grupul ăsta vă grupați acolo, știi? Și apoi, da, ok. Bun, dar hai să... Vreți să vă dau o muzică, ceva? Da. Hai. Încercați să vă atingeți între voi. Așa, să aveți... Atingeți-vă, da? Trebuie să aveți o atingere între voi. Ușor, ușor. Încercați să faceți totul puțin la relanti, nu foarte repede. E puțin în relanti totul. Încercați să vă... Caibo, da? Dar încercați să fiți, să vă atingeți, niciodată să nu vă dați drumul. Nu, mișcările nu așa de repede, Iulian, mai lent puțin. Trebuie să vă atingeți, da? Aia. Bun. Ok, și hai să încercăm acum să ne grupăm câte patru și tot la fel trebuie să fie ca niște vierni, să vă mișcați în grup unul pe lângă altul. Încercați să nu vă grăbiți. Mi-ar place dacă ați păstra chestia aia cu atingerea între voi. Ca să există o conexiune între. Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Încercați să faceți mișcări care, dacă schimbare de mișcare, dacă eu întind mâna acolo, dintr-o dată să te duci în partea cealaltă, să nu să aștepte publicul unde se va duce mișcarea cealaltă. Și acum, fiți atenți, să vă adunați repede în grup aici și vă uitați în față. Repede, repede! Pa, 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 hop! Stați acolo, nemișcați! Trupa de Dance the Sky este number one. Pentru mine, trupa de Sky este autodepășire. Oh.
Și cum spuneam că The Sky este și familia mea, avem aici pe sora mea, care este și ea membra trupei noastre. De altfel, ați văzut că și soția mea este în cadrul trupei și copiii mei au dansat, deci toată familia mea este aici în trupa de dans The Sky. Ce îți place cel mai mult în cadrul trupei? Îmi place absolut tot. Sunt deocamdată sunt la nivelul de boboc în această trupă și mă simt excelent. Suntem o trupă și suntem o echipă și cum cel mai bine de definit ar fi, toți suntem mușchetari, toți pentru unul și unul pentru toți. Da. Aici avem pe Iolanda, tot așa a venit mai nou în cadrul echipei noastre. Ce dansuri crezi că ar trebui noi să mai facem și care sunt dansurile care îți plac ție cel mai mult aici? Mie îmi plac toate dansurile de aici. Nu răspundeți tabu, adică nu răspundeți cum răspunde toată lumea. Ești sinceră când spui asta? Da, îmi pare rău că încă nu am învățat irlandez, dar este timp și abia aștept să încep. În rest, rusescul este pe primul loc pentru mine. Și ce dansuri ar trebui noi să mai facem? Noi le avem pe toate. Da, într-adevăr, avem un repertoriu destul de larg, dar eu încă întotdeauna înainte să-mi deschei șireturile după un spectacol, deja mă gândesc ce ar trebui să mai fac nou, ce ar trebui să mai aduc nou, astfel încât publicul întotdeauna să-i ofer publicul întotdeauna câte ceva nou pe care nu l-am mai văzut la noi. Ramona și ea este printre cele mai vechi din trupă, dar este o fată care a reușit să facă foarte multe din activitățile artistice pe care noi desfășurăm. În afară de dans, ea a învățat să facă și alte lucruri. Ce lucruri ai învățat să faci în afară de dans aici? În afară de dans, petrecerile pentru copii care sunt viața mea și tu ai fost cel care m-a inițiat. Prima petrecere a fost cu tine și acum mi-aduc aminte, erai îmbrăcată în spiriduș și aveam în jur de 200 de copii, cred, într-o sală foarte mică, cred cât sala noastră de repetiții, și mi-ai spus, hai, să facem. Și a ieșit foarte bine. Statui, la fel, chiar vorbeam cu colegii mei la începutul repetiției că recordul meu a fost de 5 ore fără pauză. Fără să te miști deloc. Fără să mă miști deloc. Nu este recordul trupei de Sky, dar este recordul meu personal și mă mândresc cu el. Te-l place să înveți să mergi pe catalege? Da, cu toate că este foarte periculos, mi-ar plăcea, da, sigur. Da. Aici l-avem pe Victor. Victor se pregătește să plece într-un contract, cu mare părere de rău. El a fost într-un contract din care s-a întors la noi și acum se pregătește să plece din nou. Mă doare sufletul când pierd astfel de oameni valoroși, dar îmi pare bine pentru el, pentru că afară poți să înveți foarte multe lucruri și eu sper ca după ce se întoarce din acest contract să revină la noi. Cum e pe catalige, Victor? E foarte periculos, în primul rând. Cred că dintre toți colegii am reușit să cad o singură dată și mi-a fost de ajuns. Și e foarte frumos, adică toată lumea rămâne uimită așa cu... Și el e un artist complet, la fel face și cu foc, merge și pe catalige, stă statui. Cam fiecare membru din trupa noastră este învățat să se transforme într-un artist complet. Nu doar un dansator sau nu doar un balerin, ci un dansator complet, un artist complet care poate să facă foarte multe activități pe care publicul le iubește foarte, foarte mult. Da, eu am terminat liceul de coreografie, dar pot să spun că aici în trupă m-am format ca dansator. Adică dacă nu era trupa de Sky, eu nu eram aici. Înseamnă foarte mult pentru mine și întotdeauna îi mulțumesc lui Adi foarte mult.
am 38 de ani, dansez de peste 20 de ani, sunt multiplu laureat național și internațional la diverse concursuri de dans. Am dansat în numeroase spectacole din țară și străinătate. Realizez coreografii pentru piese de teatru jucate la Teatrul Național din Iași, cum ar fi Cabotinul, Dansează Fetele Mundi, Salomea, Romeo și Julieta, dar am și numeroase colaborări cu alte teatre din țară. Realizez coreografii pentru diverse trupe de dans și muzică. Am câștigat emisiunea națională Bravo Bravissimo în 2004, secțiunea dans transmisă de TVR1, care m-a propulsat foarte mult în cariera mea și m-am dedicat întregime dansului, care este viața mea. Trupa de dans The Sky a fost înființată în 2002. Un prim mare succes a fost participarea cu trupa de dans la emisiunea Bravo Bravissimo. Acolo am participat aproape 10 săptămâni, mergeam în fiecare săptămână și aveam spectacol acolo. Aici ai chiar câteva din pozele care mie mi-au rămas foarte, foarte dragi pe tot parcursul evoluției noastre ca trupă. Sunt câteva imagini de la acel concurs pe care noi l-am câștigat în anul 2004 și care ne-a adus foarte multă faimă. Lumea ne cunoștea, mă întâlneam cu oameni pe stradă și ne spuneam dumneavoastră sunteți domnul ăla de la Bravo Bravissimo. Era o emisiune singură de astfel de gen pe TVR și am avut foarte mare succes, am căpătat foarte multă notorietate cu acea emisiune. Și apoi, bineînțeles, noi am început cu dansul irlandez inițial, dar apoi, din dorința de a le da spectatorilor cât mai multe lucruri pe care, mai multe spectacole, momente artistice pe care să le vadă live, am încercat să îmbunătățim și să aducem lucruri noi în repertoriul trupei de Dance the Sky. Propriu zis, televiziunea română ne-a înășit pe noi și am participat cu mare drag la TVR 50 aici în Iași.
un moment de dans, durează în jur de 3-4 minute, dar pentru asta e necesară o muncă poate și de câteva luni de zile, poate ani. Un astfel de moment se naște de la o idee, de la o tematică, de la o dorință a coreografului de a realiza un moment artistic. După realizarea melodiei vine lucru cu oameni, începe coreografia, lucrul efectiv cu dansatorii. În același timp lucrăm și la crearea costumelor pentru dansatori, în funcție de dansatorii pe care alegem, da, pentru momentul respectiv, realizăm costumele pe mărimile lor, după care urmează o muncă foarte intensă în sala de repetiții, în care efectiv se lucrează elementele de bază din acel stil de dans, după care se realizează întreaga coreografie și după lungi repetiții ajungem cu dansul în fața spectatorilor și acolo este testul suprem, testul în care dacă oamenii ne aplaudă și dacă vedem că fețele lor sunt deschise și că au primit acel moment cu drag, atunci toată această efort de creare a unui moment artistic este uitat și spectatorii ne încarcă cu o energie nemăsurată. Dance History este un concept care ne poartă pe aripile dansului în jurul lumii. Prima oprire, Rusia. Istoria a avut premiera în decembrie 2010 la Casa de Cultura Studenților Iași și este primul meu spectacol realizat în totalitate de către mine. Este un spectacol retrospectiv, să spunem așa, a muncii mele de până atunci, un show ce conținea un număr mare de coreografii pe care le realizasem anterior și care fusese apreciate de public la diverse emisiuni TV, concursuri de dans și alte spectacole. A fost un spectacol destul de complex, un spectacol care m-a transformat dintr-un simplu coregraf și dansator în regizor, scenograf și omul care le știe pe toate, eu ocupându-mă de la cel mai mic detaliu dintr-un costum a dansatorilor, mănuși, ciorapi, pălărie, a fiecare bucățele din recuzită, cine trebuia să poarte lănțișor, salbă, baston, etc., lumina, cum trebuia să se schimbe, unde, culoarea, intensitatea, dinamismul ei, colajele muzicale și toată linia melodică a spectacolului, coreografia și înșiruirea sa pe parcursul spectacolului, tot, în cel mai mic amănunt, eu m-am ocupat personal.
A fost o muncă asiduă care m-a călit mult în viața mea artistică. Eu am colaborat cu diverse teatre din țară, unde am realizat coreografii pentru regizori mari ca Ada Lupu, Alexander Hauswater, de la care am căpătat multă experiență regizorală și de lucru cu oamenii și care m-a ajutat foarte mult la realizarea acestui spectacol. Dance History este o retrospectivă a evoluției în timp a dansului, urmărind să cuprindă cele mai importante genuri cunoscute și dorite de public, dansuri pe care spectatorii au avut ocazia, prin intermediul acestui spectacol, de a le viziona live. Roxana. Sunt de 7 ani în trupa The Sky și sunt printre cei mai vechi din această trupă, alături de Bogdan și Mihaela. Ce înseamnă The Sky pentru mine? Înseamnă un job full-time. Cu parcursul a devenit un job full-time, dintr-o plăcere de a dansa. Adi, actualul meu naș, mi-a oferit această ocazie să devin chiar instructor ai membrilor The Sky. Îl ajut cu o mică parte în managementul acestei trupe. Cel mai plăcut dans pentru mine este dansul contemporan, pentru că am o bază de balet și mai nou dansul irlandez. Mi-a plăcut să abordez în coreografiile mele diverse stiluri total opuse, cum sunt irlandezul și dansul oriental, respectiv belly dance-ul. Dacă la primul picioarele dau frumusețea dansului, la belly dance mișcările de șold, mișcarea părții superioare a corpului și brațele compun mișcarea de bază. Toate mișcările pe care le execută o dansatoare de belly dance sunt naturale prin structura anatomică a unei femei. În coreografiile de dans oriental folosesc în afară de corpul dansatoarelor și diverse recuzite, cum ar fi voaluri, pelerine, evantaie, diverse obiecte care ar cu flacără, costume colorate tradiționale, diverse elemente de percuție, pentru ca spectatorul să aibă într-un singur corp uman o diversitate de lucruri, de zone și atracții de privit, acestea fiind ca o prelungire a gesturilor undioase și pline de senzualitate ce alcătuiesc fiecare parte acestui dans, un show complet într-un singur dansator. Astăzi, belly dance-ul are mai multe forme în funcție de tipul de muzică folosită ca fundal. Eu, în coreografii, folosesc muzica tradițională orientală, cât și muzica modernă, încercând să scap totuși de muzica comercială și să-i aduc spectatorului o muzică nouă pe care acesta nu a mai auzit-o.
Mihaela, ce avem acum la sală? Cursuri cu copii, grupa 1. Am înțeles. Și ăia mici, nu? Da, da. Dar vezi că de seară avem spectacol cu personaj pe Catalige și îmi trebuie costumele de la Catalige. Știi cumva unde sunt? Păi sunt jos, în magazia de costume. În magazia aia veche, nu? Da. Am înțeles. Păi să mergem un pic să ne uităm, dar acum până nu începem cursul. Sigur, da? Mergem înainte. Da? Mergem? Da. Hai. Unde le-ai Uite, pus? Sunt aici. A, da, ăsta portocaliu. Păi nu știu eu să folosim pe ăsta portocaliu, am să mergem pe astea de roboți. Nu știu, putem merge, dar ăsta avea o glugă cu plasă. Uite, sunt aici. Și pantalonii, așa, și mănușile, corect. Corect, corect. Aici este una dintre magazinele noastre de costume, pentru că avem peste 1000 și ceva de costume și le avem puse în ordine pe fiecare gen, astfel încât să le putem găsi ușor în momentul când ne ducem la un spectacol. Aici sunt niște costume de spiriduș, aici sunt niște costume de tribal din, oarecum să spunem, vechea generație, de la început, de când am început noi. Printre primele dansuri, în afară de cel irlandez, aveam și dansul tribal, care era foarte, foarte întrebat și cunoscut. Niște costume de soldăței, aici sunt niște costume de schelet, care sunt fosforescente noaptea și au un efect foarte, foarte interesant. Bineînțeles, costume de catalige, costume de... Acestea sunt niște costume cu lumini din prima noastră generație. Sunt niște costume care au fost realizate cu un alt fel de fir decât cel pe care îl folosim acum. Și problema e cu ele că se defectează foarte repede și că am muncit foarte, foarte mult la multe, multe lipituri. Dar efectul era foarte frumos și pe ăsta și a fost un început pentru noi, pentru a aduce ceva nou în repertoriul trupei noastre. Deci luăm costumul ăsta, da. Îl luăm sus și aș vrea să mai luăm și costumul de roboți, tot pe catalige, ca să le ducem sus. Dai că te ajut și eu. Ia, stai un picuț. Te ajut și eu. Așa. Și acum, hai, putem să mergem sus. Închizi tu, da? Da, da. Așa, bine. Acum o să mergem la cursurile de copii pe care noi avem în cadrul trupei de dans, pentru că aș vrea să realizez și un The Sky Junior, un club în care și copiii se poate dezvolta ceea ce eu am realizat cu cei mari. Bună ziua! Bună ziua, copii! Gata? Sunteți de mișcare? Da! Da? Bravo! V-ați schimbat, gata? Da! Haideți! Da. Ușor! Cum te cheamă? Andreea. Andreea, tu vii aici să dansezi, nu? Da. Cât de mult îți place să dansezi? Îți place de la 1 până la 10, ia zi-mi așa o cifră care exprimă cât de mult îți place ție să dansezi? 100. Ce elemente noi ai învățat de când ai venit aici la trupa de dans The Sky, la cursurile de copii? Multe. Multe? Ai învățat să te rotești? Da. Și în același timp să fii și pe muzică? Da. Da? Și când asculți alte melodii, îți place să faci elementele pe care le înveți aici? Da. Da? Foarte frumos. Ia să vedem aici. Cum te numești? Diana Pricor Ștefania și am 6 ani. Ai 6 ani și la 6 ani îți place așa de mult să dansezi? Da. Ție de ce îți place să dansezi? Pentru că învăț lucruri noi și învăț multe dansuri. Thank you.
de dans The Sky organizează și cursuri de dans pentru studenți, pentru tineri și adulți. Ideea de la care am plecat când am realizat acest curs este pentru a-i scoate pe cei tineri și pe cei adulți din fața televizoarelor, să le iau telecomenzi de mână și să-i aduc din nou să facă mișcare, unul la mână, dar în același timp vreau să-i învăț să danseze, astfel încât când merg la o petrecere să știe să danseze toate genurile. Cursul nostru de dans pentru adulți abordează toate genurile de dans pe care le întâlnim în general la petreceri. De la dans latino, dans popular, vals, tango, la nivelul încât ei să știe să danseze în pereche cu partenerii sau cu partenerul lor sau cu alți parteneri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, început activitatea în cadrul trupei de dans, am făcut-o ca un hobby. După care publicul, care ne aprecia din ce în ce mai mult și ne aplauda în picioare la finalul reprezentației noastre, ne-a dat puterea și dorința de a face mai mult și de a arăta mult mai multe lucruri. Sunt Bogdan, sunt de 7 ani în trupa The Sky. Am făcut dans contemporan aici, l-am perfecționat, am învățat mai multe mișcări, am câștigat foarte multe concursuri cu această ocazie, am participat la multe concursuri în țară, iar pentru mine trupa The Sky este un mod de relaxare, scăp de toată rutina, problemele care le-am acasă, pentru că pur și simplu dansul mă avantajează. Uit de toată lumea care mă înconjoară și aici pot să mă exprim liber și cum doresc. Sunt Veronica, sunt la The Sky de 5 luni, am terminat Colegiul Național de Coreografie de Republica Moldova și pentru mine The Sky m-a învățat performanțe noi, dansuri noi, am făcut noi prieteni și noi cunoștințe. Tati. Ceau, tati! Bună, iubiții! Bună, tata! Faceți, măi? Bine! Bine? Da? Ce ați făcut astăzi? Ce ai făcut azi? Bine? Ce bine? Cui ai făcut-o bine astăzi? La școală. Da? La ce alea? La română și la matematică. Serios? Bravo, bravo. Tu ce faci, măi? Pe la grădiniță? Nu. Nu? Nu te-ai dus la grădiniță? De ce? De ce nu te-ai dus la grădiniță? Ia să vedem, tati, ce carte ți-ai luat tu la... Mamă. De la bibliotecă. De la bibliotecă? Da. Da? Și ce e asta? Un paianjen cu prădători. Super faină. Wow. O tarantulă, da. Înotând aproape de suprafața apei, uriașă. Bravo. Nu dau seama, nu pot să cred că de mare au crescut așa de repede, parcă ieri. Noi parcă ieri era o gugolață mică. Nici nu v-am văzut când ați crescut. Uite. Da. Asta e care are aripile foarte mari. Și tu, Timotei, ce te-ai luat? Ce e asta? Paddington. Paddington, tata. Cine e Paddington ăsta? O maimuță sau un urs? Ui. Un urs? A fost și Matei pentru că m-a dat la bibliotecă, tati. A fost la bibliotecă? Eu nici nu știam, până în clasa 8-a n-am văzut biblioteca. Glumesc. Și ce e asta? Un urs sau o maimuță? Ui. Hă? Ui. Un urs? Și ce se scrie aici? Pe... Vă rugăm, aveți grijă de acest urs. Ai citit-o? Le citit? Nu, abia am luat-o, tate, dar acum trebuie să o citim. Am înțeles. Dar ia uite. Ia. Foarte interesant asta. Alex, băiețelul meu cel mai mare,
Are 7 ani și activează la un club de gimnastică aerobică și are 5 medalii de aur câștigate la concursuri de gimnastică. Bună-ți-mi. Și sunt foarte mândru de el pentru că își dorește singur să facă asta. Noi nu l-am împins de la spate și, cum zicea cineva, că ce se naște din șoareci, din pisică, șoareci mănâncă. Iar Matei și el este la clubul de gimnastică și îi place să facă gimnastică? Îi place și lui să facă, ne poate arăta un șpagat. Ia să vedem, ia arată-ne un șpagat. Cum ar trebui să facă și dansatorii din trupa de Dance the Sky. Bravo, bravo, așa și cu corpul drept. Și a învățat întinde picioarele, da? Și acum ce mai poți să faci? Ia să vedem. O roată? Ia încearcă să faci o roată. A, poduni picioare? A, așa, bravo. Mulțumim. Da. Și? Încerci o roată? Ia o roată. Hai să vedem. Ok, bravo. Foarte bine. Astea sunt medaliile mele câștigate la gimnastică. Și am și una de argint la matematică. Asta ți l-am luat când am venit de la București, de la spectacol. Te pune și tu, nu? Dar e mai de mult ăsta ți l-am luat. N-am apucat să-l facem. Nici n-am prea avut timp. Da, cum nu? Ia. Ce putem face? Familia a fost pentru mine un suport care m-a ajutat foarte mult în activitatea mea artistică. Fără ei nu mi-ar fi fost atât de ușor. Soția mea este cea cu care am înființat trupa de dans. La început am fost doar noi doi, după care am mai adus noi membri și ea cunoaște foarte bine activitatea trupei și din cauza asta mă susține în tot ceea ce fac și este, bineînțeles, un susținător din background, în sensul că mă ajută foarte mult pe partea de costume, pe partea de muzică și, bineînțeles, pe partea de copii, fără de care nu aș fi împlinit în viața asta. Zici, gata? Dar ăsta stă așa scrâmb, tata? Zici că și asta ce? Ăștia ce sunt? Niște bănuți? O comoară de la... De la pirați? Ăsta zici că e un vapor de pirați, tata. E vapor de pirați ăsta? Nu. Cum nu? De ce nu e vapor de pirați? Pentru că e modern, nu? Dar tu știi că acum pirații au vapoare din astea. Nu mai au vapoare din alea, o barcă găurită și cu un cap de mor sus. Da. Ba da, putem să, dacă îi punem, să-i căutăm niște pirați, să-i punem? Să-i punem niște pirați am pe el? Am un vapor de pirați, tot așa, cu steagul. Cu steagul de pirați, da? Mm-hmm. Bun. Păi eu zic că ăsta îl putem transforma într-un vas de pirați și să vedem și niște pirați, nu? Hai, dă-te rog drumul la muzică! Hai, hai, intră! Ușor! Hai, pe ce fie? Așa, hai, continuă! Și... Deu! Bun. Țineți mâinile întinse. 1, 2. Ce? Areți pe rotația. În față. De aici cu accent mare. 1, 2, 3. Hop. 1, 2. Rotație. Să întindem mâinile mai sus. Stop. Hai până aici. Ok, aici când întindeți mâinile pe spate, trebuie să fie cu accent, nu uitați, sunteți niște pirați, trebuie să fie cu accent mare sus, bam, când trageți rotațiile astea. Hai să continuăm. Hai de la prima parte de data.
trupa de dans are aproximativ 40 de dansatori care au renunțat la toate hobby-urile lor și la orele petrecute cu familia pentru a participa la cele 3-4 ore de repetiție zilnice pe care noi le facem aici în cadrul trupei. Sunt de 7 ani în trupă și The Sky înseamnă o a doua familie, înseamnă emoții, înseamnă foarte multe spectacole și timp liber petrecut cu cei dragi, adică trupa completă. După câțiva ani de experiență pe care am acumulat-o cu ajutorul lui Adrian Ștefan, am reușit, ușor, ușor, să trec și la o altă etapă, aceea de instructoare, la copii și la adulți. Santa's Last Dancer, în traducere Ultimii Dansatori al lui Moș Crăciun, este un spectacol de dans și teatru ce a avut premiera pe 12 decembrie 2012 la Casa de Cultură a Studenților Iași și este o minunată poveste de Crăciun, o călătorie a 5 personaje în căutarea Crăciunului furat, un spectacol în regia, scenografia și coreografia mea, pună dorințele materiale a fiecăruia, sub binecunoscutul pom veșnic verde, un personaj malefic pe care l-am denumit Strinci, îl hipnotizează și îl răpește pe rivalul său ce aduce doar zâmbete și fericire, fură toți brazii de Crăciun și se transformă el într-un altfel de Moș Crăciun. 5 personaje care prind viață din grămada de jucării rămase abandonate sub locul unde odată a fost pomul de Crăciun, un soldățel, un om de zăpadă, o păpușă, un spiriduș de pluș și un clov de jucărie pleacă în căutarea lui Moș Crăciun, iar în călătoria lor ajung în ținutul spiridușilor, al ghețurilor, a unui vrăjitor și la final în ținutul lui Strinci, unde toate personajele de Crăciun, spiriduși, oameni de zăpadă, clopoței, crese, zăpezi, zireni, etc., erau înrobite și obligate de acesta să facă tot felul de rele celor ce așteptau magia Crăciunului să strice cadourile și visele oamenilor. Pentru mine, The Sky înseamnă performanță. Un vis împlinit. Profesionalism. Împlinire sufletească. Evoluție. Muncă. Originalitate. Pentru mine, The Sky înseamnă seriozitate. Perseverență. Atitudine. Acum pregătim un nou spectacol în lumină de blacklight, un spectacol care va folosi costume cu lumini și o recuzită spectaculoasă. Oamenii ne-au văzut în multe ipostaze. Am fost primii care am venit cu oameni pe picioroange, cu statui vii, cu șor, cu flăcări, cu păpuși uriașe.
spectacole pe stradă, caravane pe stradă, pentru că am vrut să mergem cu spectacolele nu doar pe scenă, pentru că nu toți oamenii pot să vină pe scenă. Am vrut să, ca și oamenii simpli care nu ajung într-o sală de spectacol, să poată vedea un spectacol de înaltă calitate artistică. Aceasta a fost televiziunea mea. Ochiul de sticlă se va închide acum, dar noi vom continua aici repetițiile. Hai! Bun. Hai să ne așezăm. Așezați-vă un pic ca să aveți spațiu. Da? Și luăm de aici. Da? Prima dată e cu stângul. Da? 5, 6, 7 și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și față, 2, 3, 4, schimbă brusc, 7, 8, scutură și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, strânge, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bine!